Spună este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Gata, fraților, ne-am întors. De la ultima noastră întâlnire s-au petrecut multe. Steaua a câștigat între timp și campionatul și cupa. A făcut eventul după 18 ani de așteptare. Ce dramă, vă dați seama. În câteva zile, că joi am fost ultima oară la microfon, Steaua nu era campioană, nu câștigase cupa. Gâlcă era numai în izmene. E, iată, între timp s-a tras cortina peste tot. Am avut o sarabandă de meciuri în acest weekend, în finalele europene de cupe naționale. Toate s-au încheiat, practic sezonul este la final. Astăzi este cortină și peste Bundesliga cu barajul retur între Karlsruhe și SV Hamburg de la ora 20. A fost 1-1 în tur, să vedem dacă Hamburg, după 52 de ediții consecutive în erste Bundesliga, nu va face cumva pasul spre eșalonul 2 sau spre cabinetul 2, dacă vreți. În orice caz, începe această lună iunie cu incertitudinile legate de echipa națională. Toate echipele naționale din Europa dispută meciuri în această perioadă. Este în plină desfășoară Cupa Mondială Under 20 la Antipozi, în Noua Zeelandă. Turneul internațional de la Toulon, un fel de festival de la Cannes, așa, pentru juniori. Și sigur, pregătirile deja pentru noul sezon. În câteva zile se va deschide oficial acest mercato, fereastra oficială de transferuri a verii, de la jumătatea lui iunie și până la sfârșitul lunii august, practic 2 luni și jumătate de posibile mutări. Se știu deja echipele angrenate în mare parte în Europa League și în Champions League pentru sezonul viitor. Pregătirile, spuneam, pe repede înainte în campionatul nostru, chiar dacă noi încă nu știm exact alcătuirea celor 14 sau 16 sau 18 echipe câte vor juca din sezonul viitor în Liga 1. Ne-a mai liniștit în acest sens Răzvan Burleanu, președintele FRF, care a declarat că este totuși prea târziu pentru o revenire din mers la sistemul cu 18 echipe, cum a planat câteva zile deasupra noastră acest nor radioactiv. Și asta ni se spunea, că pentru că echipele vor, pentru că banii vor fi mai puțini, pentru că și așa repartizarea acestor sume din drepturile TV nu va ajunge la 14 echipe, pentru că difuzorul respectiv, maltezul, ar da cu 6 milioane de euro mai puțin. Se are în vedere totuși revenirea la 18 echipe după niște voturi ca în Parlament, adică niște ordonanțe de urgență care să modifice și bruma de suspans ce a mai rămas în campionatul României. După aceste informații, doar Ciahlău și Oțelul urmând să pice, ele fiind înlocuite de FC Voluntari și de ACS Poli Timișoara, care au promovat deja de mult timp. Dar se pare că, din fericire pentru noi, totuși bruma aceasta de etică va supraviețui. Liga Profesionistă de Fotbal, ne-am lămurit, nu este cu nimic schimbată de pe vremea lui Mitică Dragomir. Cel puțin până acum n-a reușit să facă măcar un pas înainte. Aceeași tărășenie, aceleași nepotisme, aceleași cumetrii. Practic, echipele sunt protejate la infinit de o tagmă de jnapani care pur și simplu, nu numai că nu se pricep la fotbal, dar sunt și escroci până în măduva oaselor. Deci numai să-ți pui problema, așa, și este inacceptabil. Sigur că România a intrat deja în istorie prin toate cotloanele neverosimilului până acum. Reamintesc, cel mai celebru caz fiind cel cu Rapidul. A jucat 4 etape de Liga 1 în dauna Chiajnei, pe care o jegmăniseră arbitri în barajul tur-retur pe vremea lui Mitică Dragomir, după care TASU a infirmat decizia LPF-ului și a readus-o pe Chiajna în Liga 1 și a trimis-o pe Rapid în Liga 2, după ce aceasta simțise gustul gazonului de după amiază și de nocturnă, a retrimis-o la matineu, acolo unde era de fapt și locul. Chiajna, având apoi de completat până la 100, practic, țintarul
fiind deposedată ilegal de primele patru jocuri, a trebuit să recupereze din mers. Greu a fost până la sfârșitul turului atras după ea aceste inacceptabile restanțe. E bine, acum încolțise ideea, practic asta a fost, ne-a trecut sabia pe deasupra capului, sau glonțul pe deasupra capului, și sabia mai degrabă prin jurul brâului, să ne taie exact în două. N-am scăpat încă definitiv, dar pare totuși un pic să fi intrat într-un cont de umbră acest proiect, pur și simplu halucinant, să nu pice nimeni. Adică marele nostru campionat cu 6 retrogradate, odată ajuns la sfârșit, duhul blândeții să vină să-l revigoreze. Evident că echipe cum sunt Ceahlăul și Oțelul, care au terminat pe ultimele două locuri, ar fi putut să se ducă și să spună: domnilor, stați un pic, noi nu, dacă știam că pică doar două, evident că am fi jucat altfel de la jumătatea întrecerii, dar pentru noi zarurile erau aruncate. Nu exista barem necesar, cum era pe vremuri la noi, trebuie să faci nu știu câte puncte ca să nu te duci cu penalizare în Liga Secundă. Deci din punctul ăsta de vedere n-aveai ce să le reproșezi celor două, mai ales Galațiului, care a câștigat ultimele trei etape de campionat, a bătut finalmente și în Ghencea, mă rog, pe Arena Națională și la Târgu Mureș, arbitrând campionatul. Pentru că până la urmă, dacă Steaua a luat titlul, îl datorează în mare parte Oțelului Galați și cât a râs toată viața de Flocea. Dar uite că el este cel care a înclinat finalmente balanța, Oțelul Galați condusă la pauză la Târgu Mureș dintr-un 11 metri, avea să câștige cu 2-1 năucitor pe final, sigur că îi ajungea și un restat de egalitate pentru a trimite titlul în Ghencea. Steaua a pierdut campionatul de 100 de ori în retur și până la urmă s-a trezit cu el. ASEA a pierdut 3 din 4 meciuri în ultimele 4 runde. Deci în aceste condiții era greu să pretindă la mai mult, a terminat finalmente pe locul 2. CFR Cluj, după recuperarea punctelor, încheie campionatul pe 3. Astra, în ciuda faptului că avea o aliură de Champions League pe final după venirea lui Marius Șumudică, a terminat abia pe 4. Iar CSU Craiova, care a sfurtecat-o pe CFR Cluj sâmbătă în ultimul meci al campionatului, 3-0 în bănie, încheie campionatul pe poziția 5-a, Petrolul undeva abia pe 6. Ăsta ar fi finalul, un final într-adevăr electrizant, oricât ne-am fi plâns, oricât ne-am fi plâns, și sigur că o să ne plângem în continuare, pentru că ăsta este stilul amatorului de fotbal din România. Oricât ne-am fi plâns, este singurul campionat din Europa, cel românesc, unde meciurile decisive s-au jucat finalmente mai mult decât pe bune. Este singurul campionat care până la urmă a oferit, în ciuda, da, reputației de blătean absolut, a oferit niște meciuri la care nu s-ar fi așteptat nimeni. Deci ASEA bătută la Giurgiu, bătută acasă de Oțelul, bătută la Mediaș, dar hai să zicem că la Mediaș ei luptau împotriva retrogradării, până la urmă au picat și ei, degeaba au câștigat. Steaua ținută în șah la Iași în ultima etapă, acolo unde nimeni nu se mai aștepta. Au fost niște meciuri pe care nu le-am întâlnit nicăieri în Europa. Așa ceva nu s-a întâmplat, fraților, absolut pe nicăieri. Ca primele două clasate să se încurce amândouă în ultima etapă cu două echipe care nu mai aveau nimic de demonstrat. Oțelul nu mai putea să-și modifice locul 17. În ciuda, spuneam, a trei victorii consecutive, este un lucru fabulos. Oțelul Galați este prima în clasamentul ultimilor trei etape. Singura echipă care a câștigat toate cele trei jocuri. Deci a luat 9 puncte în ultimele 3 runde, nimeni nu are un asemenea bilanț. Pe locul al doilea ar fi Astra Giurgiu, iar pe locul al treilea Steaua. Deci ăsta ar fi fost, iar CFR-ul pe 4. Mai e și Pandurii, de fapt, care a luat și ea 2 victorii și un egal. În fine, singura este Oțelul, care a obținut 3 victorii. Cu toate astea, ei știau, înainte de a juca la Târgu Mureș, veniseră cu un singur rând de echipament pe ei. Știau că nu mai pot să sară nici măcar pe locul 16, fiind la o distanță de 4 puncte în urma Rapidului. Au terminat penultimii, dar au întors titlul. Măcar Florin Marin este list. A jucat la Steaua, sigur, are o tradiție stelistă. A jucat și la Dinamo, dar să presupunem că este totuși stelist.
Steaua și-a mâncat titlul, bineînțeles cu egalurile pe care le-a făcut, acel 2-2 cu Concordia și acel 0-0 cu CSMS Iași, care în mod normal ar fi trebuit să ia campionatul. Nu putem să vorbim aici despre merite sau nemerite. Sigur, ar fi fost o lecție bună pentru Steaua, la modul îngânfat și înfumurat cu care a abordat întrecerea dintotdeauna, să piardă titlul, dar nici nu poți pretinde că un adversar care s-a văzut și în ultima etapă, e adevărat, a avut onoarea de partea sa, ASEA Târgu Mureș nu s-a dus cu blatul, deși putea, cu Oțelul Galați, chiar și la 1-1, avea 25 de minute să le dea un gol, ar fi putut să-l implore pe aia, să ducă cu sacii peste ei. Nu, a jucat corect, așa cum a și lăsat viceprimarul orașului să se înțeleagă dinainte, că miza lor este să bată pe Oțelul, că dacă vor juca cum au jucat la Astra, nu câștigă. A zis foarte bine. Deci au terminat onorabil cei de la ASEA, dar cu un antrenor mic, așa cum am și spus, Liviu Ciobotariu n-are față și n-are anvergură pentru a câștiga un campionat. Steaua l-a câștigat, ați văzut, absolut din inerție, întrucât echipa era la fundul sacului cu ideile și cu împrejurările. Steaua a făcut tot ce a stat în putință în retur să nu fie campioană. Nu e vorba de dedesubturi, nu e vorba, până la urmă, arbitrii n-au influențat aproape deloc desfășurarea finalului de campionat. S-a terminat cu un rezultat pe care îl anticipa toată lumea la pauza de iarnă. A fost un suspans a la con tot acest retur, pentru că încă o dată vântul schimbării părea să intervină. Însă iată, în celelalte două competiții Steaua s-a impus la fel de clar și în Cupa Ligii cu Pandurii și în acest weekend 3-0 cu Universitatea Cluj în finala cupei, și a făcut o triplă inedită. Ar fi putut să fie chiar un poker, cum spun italienii, dacă la început de sezon Astra Giurgiu nu-i lua Stelei Supercupa. Ar fi fost un poker, așa cum numai Paris Saint-Germain a făcut în acest an în Europa, așa ar fi fost a doua Steaua. PSG a reușit și ea tripla internă, campionat, Cupa Franței, Cupa Ligii, dar a câștigat și Supercupa la începutul sezonului. Revenim după o pauză să tragem ultimele concluzii privind acest campionat care până la urmă s-a terminat, dar nu știm cu cine, cum și în ce condiții va reîncepe. Imediat. Ne întoarcem în direct. Dispare ca Sofia, dragi prieteni, să fie o premisă și pentru noi. Văd aici o imagine splendidă în anii 80 cu Paul Breitner, exact ca Bud Spencer, într-un meci de Cupa Campionilor pe cotidianul L'Echipe împotriva lui ca Sofia, echipă care a fost declarată în faliment și a pierdut statutul profesionist, după cum probabil se știe, și va juca în Liga 4-a bulgară din sezonul viitor. Asta dacă nu cumva verdictul unei comisii la jumătatea acestei luni, adică luna iunie, îi va da dreptate clubului Sofiot, format în 1948, Steaua lor, cum ar veni, a obținut în 2011 ultimul său titlu, al 31-lea din istorie, cel mai titrat club din Bulgaria, evident, este cel care l-a format pe Hristo Stoichkov, cel mai mare fotbalist bulgar din toate timpurile, Balon de Aur în 1994. Conform presei din Bulgaria, ȚSKA are datorie de 5,6 milioane de euro la fiscul bulgar și de asemenea întârzieri în plata salariilor către jucători și personalul administrativ, care merg la până un an și jumătate distanță. Locomotiv Sofia va avea și ea aceeași soartă. Fotbalul bulgăresc moare după ce, iată, admite să se și predea. Asta pentru că el nu mai este susținut de televiziuni foarte bine. Bulgarii care ne-au dat lecții atâția ani în materie de televiziune sunt la pământ și cu infrastructura asta. O țară care, într-adevăr, are șarmul ei, evident, n-avem niciun motiv să o arătăm cu degetul, are un șarm al său aparte, dar care moare încet încet, se duce, se scufundă, pentru că nu s-a adaptat timpurilor sale, chiar dacă și Bulgaria este din 2007 membru al Uniunii Europene.
n-a reușit să facă niciun fel de pas înainte, nici în justiție, nici în combaterea crimei organizate. Din cauza ei nu intrăm nici noi în Schengen, pentru că România și Bulgaria sunt legate din acest punct de vedere, de mâini și de picioare, nu pot să intre separat. E bine, fotbalul lor moare și aici suntem nostalgici pentru că am fi vrut să moară și al nostru. Da? Adică Steaua și Dinamo să ajungă să se desfințeze. Asta sigur că putem să fim lucizi și să spunem că dacă nici Steaua nu mai era în fotbalul românesc, chiar că n-ar fi fost un mare câștig, pentru că măcar așa avem parte de un circ an de an, da? Cu acest nepereche Gigi Becali, de departe cel mai odios personaj al fotbalului românesc de la Revoluție încoace, da? Un om care până la urmă, sigur, dincolo de buna dispoziție asta și de cheful de hinghereală pe care l-a instituit în Liga 1, o haiducie dintre asta de iar maroc așa, a ținut totuși la suprafață o echipă mincinoasă, într-adevăr, formată numai pe minciună și pe abuz, pe furt, dar chiar e adevărat, a demonstrat în această perioadă, spuneam, de traversarea deșertului pe care o parcurge fotbalul românesc, că a rămas totuși singurul pavilion, așa cum e el, al fotbalului românesc. Deci poate că pe undeva și dispariția acestei echipe, pentru că celelalte mari formații nomenclaturiste ale epocii de tristă amintire nu mai există. Dinamo, în orice caz, e doar o palidă copie a ceea ce a fost cândva echipa represivă din anii 80. Chiar și securiștii dinamoviști sunt astăzi suporterii Stelei, cei care au mai rămas, că pe Dinamo a abandonat-o toată lumea, n-a reușit nimeni să o pună pe șine realmente, să nu se supere rapidiștii pe noi că le furăm termenii, dar nimeni n-a reușit să stabilizeze Dinamo în acești 25 de ani, de altfel echipa n-are niciun fel de palmares european, după cum se știe. Rapidul sigur că e moartă, pentru că acolo am văzut și la meciurile de campionat, cam asta se și vrea, cam asta se și poate. Rapidul iarăși n-are nimic de modernism în ea, nu este o echipă care să poată să rămână în prima divizie cu asemenea atitudine. Despre Dinamo numai de bine, atâta timp cât nu joacă în cupele europene, și dacă lucrurile se confirmă, și să sperăm că așa va fi, sunt out și din ediția viitoare și din cealaltă a cupelor europene. 2 ani încă fără Europa vor slăbi și mai mult această echipă, că nimeni nu se mai duce să facă fotbal la Dinamo. Așadar, Steaua a rămas pur drapelul fotbalului românesc, dar să vedem până când totuși. Gigi Becali din lac în puț, Meme Stoica la fel, vor avea o vară chinuită, iarăși schimbă tot lotul, vine Mirel Rădoi antrenor, sigur că schimbarea lui Gâlcă și după părerea mea este logică, bun, a câștigat cele 3 trofee, să-i mulțumească Valeriu Argăseală, să-i dea un șut în fund blajin așa Gigi Becali, dar la revedere Costele, cu atitudinea asta nu se poate face performanță, și lasă că e mai bine, mă băiatule. Pentru că decât să te elimine o echipă din Azerbaidjan în turul 2 preliminar în Champions League, dacă sigur acest lucru se va întâmpla, sau un Ludogoreț iarăși în barajul respectiv, mai bine să fie un altul și după aia să se gândească lumea la tine. Pentru că Gâlcă, după ce va trece acum o perioadă de fierbere în Ghencea, pentru că până la urmă identitatea clubului totuși ne vine de acolo, nu putem să-i spunem clubul din arena națională, după ce fierberea asta se va mai domoli, evident vor începe primele semnale pozitive pentru Gâlcă. Dom'le, dacă a câștigat 3 trofee, trebuia să fie lăsat. Nu te mai întoarce Costele niciodată, că tu și așa nu realizezi. Au fost niște întâmplări aceste 3 succese, sigur că îi se datorează prea puțin lui Costel Gâlcă, pe care nu-l susținea nimeni la echipă, nici patronul, nici, să spunem, directorul administrativ, că asta ar fi de fapt funcția corectă a lui Agoniseală, și nici jucătorii până la urmă, dar iată că Stelei i-a mers așa cum a putut finalmente în această ediție de campionat și ne va reprezenta, spuneam, în 3 tururi preliminare maximum, pot să fie 2 sau poate să fie doar unul singur în funcție de rezultate, pentru a ajunge în grupele Ligii Campionilor. Dacă este eliminat în tur 2 preliminar, atunci este out de tot din cupele europene. Dacă va pierde în turul 3 sau în play-off,
atunci va fi basculată în Europa League. Steaua, care este o competiție mai la îndemâna ei, iar pentru echipele românești Europa League aduce suficienți bani. Nu e nicio dramă pentru noi dacă jucăm acolo. Asta este o dramă pentru marile cluburi. Dar vor fi niște cluburi de anvergură la anul în Europa League, începând cu Tottenham și Liverpool din campionatul englez, cu Olympique Marseille, Saint-Étienne și Bordeaux din Franța, cu Fiorentina și Napoli din Italia, de exemplu, cu Anderlecht, da? Cu Beşiktaş, cu Standard Liege, cu, am văzut, e o lungă listă acolo de echipe, cu Sporting Lisabona, a care sigur se vor mai adăuga încă o sumedenie de echipe grase și foarte grase, un Lazio, de exemplu, care nu este cap de serie în play-off-ul Champions League după ce aseară a reușit să se impună la Napoli cu 4-2 și să meargă în acest baraj de unde vor mai pica unii. Poate Monaco, poate Leverkusen, poate Valencia, poate Manchester United, poate FC Porto, poate Shakhtar, poate Lazio. Câțiva vor mai veni în Europa League. Europa League care însă nu va avea parte nici de Inter, nici de Milan, echipe care nu vor merge deloc în cupele europene la anul, din cauza rezultatelor foarte slabe din această ediție. Noi vom fi reprezentați de ASEA Târgu Mureș, de Astra Giurgiu și de FC Botoșani într-o primă fază, echipele de pe locurile 2, 4 și 8, asta pentru că CFR Cluj locul 3, CSU Craiova locul 5, Petrolul locul 6 și Dinamo locul 7 n-au drept de joc în următoarea ediție 2015-2016 a cupelor europene. Au retrogradat Gazmeta Media, FC Brașov, Universitatea Cluj, Rapid București, Oțelul Galați și Ceahlău, echipe cu nume, în orice caz mai bune pe hârtie decât FC Botoșani, Pandurii Târgu Jiu, CSMS Iași, Viitorul Voluntar sau Concordia Chiajna. Vom avea Viitorul Constanța de la anul, dar FC Voluntari. De asemenea, un campionat de proastă factură. Sigur, Timișoara fiind un nume greu care poate să înlocuiască pe oricare dintre cele șase care au picat, dar meciuri Chiajna cu Voluntari, de exemplu, chiar că n-au ce să caute pe prima scenă. Chiajna, Voluntari, da? Bun, Pandurii, hai că ne-am obișnuit. Botoșaniu merge și în cupele europene, până la urmă își merită poziția. Al doilea an în care face Botoșani termină fără probleme campionatul în zona de mijloc. Viitorul ăsta care a blătuit până în ultima etapă, 4-4 a fost Viitorul cu FC Botoșani în ultima etapă în Moldova, gazdele egalând cu un om mai puțin în minutul 93. Asta după ce Viitorul lui Gheorghe Hagi pierduse 4 meciuri la rând, pentru că deja știa că are sacii urcați în căruță și finalmente a scăpat pentru 4 puncte FC Viitorul. Cam asta ar fi despre Liga 1 deocamdată. Nu cunoaștem încă în mare ceea ce se va întâmpla, dar spuneam, tendința ar fi totuși finalmente pentru un campionat cu 14 echipe, adică un sezon cu 26 de etape, la capătul căruia va exista un play-off și un play-out. Din 14 echipe, 6 vor juca în play-off, iar 8 în play-out. Sistemul nu este însă menit să dureze. E clar că el nu convine nici televiziunilor, probabil DigiSport va fi singura televiziune în curând care va mai transmite și va mai permite să transmită campionatul, și dacă vor vrea cei de la Telecom, care sunt sigur un sac fără fund, o mină de aur, și ăștia ar putea să cumpere la un moment dat campionatul, dar nu vor mai fi astfel de offshore de gen Intel Sky și mai nu știu ce, ăștia vor dispărea cât de curând, pentru că din campionatul nostru nu se poate câștiga decât influență. Bani nu. O Intel Sky n-are nevoie de influență. Ne întoarcem după pauză și comentăm și actualitatea internațională cu finalul de sezon în marile campionate și, bineînțeles, finalele de cupă. Gata, campionatul s-a terminat, dar încă nu știm componența viitoarei ediții a Ligii 1, spune Gazeta Sporturilor de astăzi. Până miercuri, Tribunalul de la Lausanne va anunța decizia în cazul contestației depuse de CSM Râmnicu-Vâlcea, care solicită să facă parte din prima ligă, fiindcă a fost blocată anul trecut să promoveze în favoarea celor de la CSU Craiova. Steaua, turul 2 preliminar, UCL, ASEA, turul 3 preliminar, Europa League, Astra, tur 2 preliminar Europa League, FC Botoșani, primul tur preliminar Europa League. Gazmeta Media, Brașovul, Cluj, Rapid, Oțelul și
Ceahlău au retrogradat. Pe plan internațional am avut finala Cupei Angliei, Arsenal-Aston Villa 4-0, cu 4 marcatori diferiți. Olivier Giroud a închis tabela în minutele de prelungire. Arsenal a reușit până la urmă să-și adjudece un trofeu în fața unei echipe care abia s-a salvat de la retrogradare. În Anglia, sigur că acest rezultat îi mai oblojește un pic rănile echipei gurilor de tun. Până la urmă, Arsenal, dacă n-a fost în stare să se bată pentru titlul nicio clipă în acest sezon, campionatul fiind net câștigat de Chelsea, îi oferă totuși lui Wenger o prezență în Liga Campionilor în mod direct. Chelsea, Manchester City și Arsenal calificându-se direct pentru grupele UEFA Champions League, în timp ce Manchester United va juca un tur de baraj unde va fi cap de serie în play-off, sperând și ea să promoveze. Al de Tottenham, Liverpool sau Southampton se vor mulțumi cu Europa League. În finala Cupei Germaniei, VfL Wolfsburg a învins-o pe Borussia Dortmund cu 3-1. Asta după ce Dortmund a deschis scorul prin Aubameyang în minutul 5. Jürgen Klopp pleacă așadar de la Dortmund după o înfrângere. Echipa sa însă va juca în Europa League, întrucât este prima sub linie, a terminat pe 7 Bundesliga și fiind și finalista Cupei, în fața unei echipe care s-a calificat direct în Liga Campionilor, Wolfsburg alături de Bayern și de Borussia Mönchengladbach. Dortmund va juca în Europa League, dar va trebui să treacă cel puțin un tur preliminar, pentru că dacă ar fi câștigat Cupa Germaniei, nu mai era obligată să facă acest lucru, era direct în grupele Europa League. Însă acest lucru nu este atribuit, așa că va trebui să se mai lupte un pic peste vară cu un antrenor nou. Nu știm nimic despre destinația lui Jürgen Klopp deocamdată. Cert este că nu va fi Bundesliga și nu va fi nici Real Madrid, întrucât miercuri Rafa Benitez va fi înscăunat antrenor la Real Madrid. Rafa Benitez, care a terminat pe locul 5 cu Napoli, finalmente n-a fost locul 2, n-a fost nici 3, n-a fost nici 4, este locul 5, asta înseamnă tururi preliminare în Europa League pentru Napoli, bătut acasă seară 4-2 de Lazio. Lazio, spuneam, cu șanse destul de mici să prindă Liga Campionilor după ce a fost bătută de Roma, gol al centrafricanului Ian Gambio a minutul 85 în etapa 37-a din Il Calcio, și a trebuit finalmente să se mulțumească cu acest loc de baraj unde nu va fi cap de serie și va avea un adversar foarte complicat pe care probabil nu-l va elimina. Deci să se pregătească lațialii pentru Europa League, acolo unde probabil că sunt mai aproape de valoarea lor. Europa League care va avea parte de Marseille, de Tottenham și de Liverpool calificate direct în grupe grație rezultatelor din campionat, și Fiorentina parcă este direct în grupele Europa League după ce a terminat pe 4 în Italia deasupra lui Napoli, câștigând ieri 3-0 pe teren propriu cu Chievo. Inter și Milan rămân acasă în Italia. În orice caz, spuneam, Europa League scapă de FC Sevilla, monstru din Loch Ness al acestei competiții în ultimii ani. FC Sevilla fiind basculată direct în Liga Campionilor în calitate de câștigătoare a Europa League. Dar nu scapă de Dnepr, recenta finalistă, care va reveni în această competiție, și poate, cine știe, și Shakhtarul lui Nea Mircea, dacă nu din toamnă, atunci din primăvara anului viitor, când alte 8 echipe din Champions League vor veni în această Europa League, care se dă mai bățoasă de la toamnă, cu premii de 2 ori mai mari decât în ediția trecută, sigur la mare distanță de ce înseamnă Liga Campionilor, dar oricum pentru țările mici începe să devină o afacere interesantă. Și România face parte dintre acestea. Pentru țările mari, cu cât sunt mai mari țările, cu atât este mai mare catastrofa. Pentru niște cluburi din Anglia este numai miza sportivă, dar englezii respectă Europa League. Am văzut, Tottenham s-a tot bătut în fiecare an cu șanse să câștige trofeul. Nu a reușit, dar nici n-a făcut figurație cum au făcut francezii an la rândul, pur și simplu bătându-și joc de această competiție care îi încurca pentru campionat. Explicația este destul de facilă, iar dacă în Franța o caută toată lumea și nu o găsește: te bați să ajungi în Europa League, e doar o vorbă, așa, pentru că tu te bați ca să obții un loc cât mai sus în clasament, să iei mai mulți bani. Dacă la noi, de exemplu, între locul 6 și locul 5 e o diferență de 200 sau de 300 de mii de euro din drepturile TV,
deci consistentă pentru campionatul României. În Franța, între locul 6 și locul 4, e o diferență de aproape 2 milioane de euro. Deci sigur că echipele pentru asta luptă. Da, nu se bat să ajungă pe 4 sau pe 5 pentru a juca în Europa League. Se bat pentru acele 2 milioane în plus. Și mai câștigă și cu intrarea în Europa League, să iau undeva spre 2 milioane anul ăsta. Undeva spre 2 milioane, am impresia că e 1.800.000. Numai calificarea în grupe. Și cele care sunt deja calificate acolo mai adună suma asta pe lângă ceea ce au câștigat cu locul pe care l-au ocupat în clasament. De exemplu, din dotările pe care echipele le câștigă la sfârșitul sezonului, premiile acumulate în funcție fiecare de criteriile lui, se asigură bugetul pentru sezonul viitor. Aici nu e doar rezultatul sportiv al ultimului sezon. Intră și televizările în prime time, intră și rezultatele din celelalte 3 sau 4 ediții anterioare și așa mai departe. Sunt mai multe criterii, iar prezența directă într-o competiție europeană, sigur, îți mai aduce niște bănuți. După aia, competiția în sine nu mai este interesantă, pentru francezi cel puțin, și poate și pentru alte țări, aș spune, din mijlocul ierarhiei europene, și sigur și din partea de sus, că ea folosesc mai mult rezerve, își testează jucătorii. Chiar dacă ai câștiga Europa League, spuneam aici, scoțând banii de start pe care îi bagi în buzunar și asta e, te gândești că poate puteai să câștigi mai mult, păi competiția în sine nu ți-aduce mai mult de 10 milioane de euro dacă o câștigi. Sumele sunt mici, adică o victorie în Europa League e undeva la 200.000 de euro, sigur față de 100.000 cât era anul trecut. Dacă câștigi grupa, iei 400.000. Dacă te califici de pe poziția a doua, iei 200.000 în plus față de sigur sumele care, pe care le poți recolta, adică genul 200.000 victoria, nu știu cât e, 80.000 în statul de egalitate. Deci sunt niște sume care nu ți ajung. Deci cu 200.000 de euro, dacă tu te deplasezi în Azerbaijan, nu-ți scoți banii. Decât dacă, sigur, ai un contract de drepturi TV apreciabil. Saint-Étienne, de exemplu, nu scoate banii dacă joacă la Baku, pentru că meciul este transmis de o televiziune secundară, iar contractul pe care îl face în Europa League, în Franța, de exemplu, contractele pentru cupele europene sunt individuale. Deci nu sunt la comun, așa cum se întâmplă în campionat. Nu este obligată nicio televiziune să te transmită în Europa League și de obicei nici nu te transmit cu adversari slabi. Bun, Marseille va avea toate meciurile transmise, de obicei făcea un contract de ăsta, de scotea 1.000.000 de euro pentru meciuri, dar din 1.000.000 de euro trebuiau să cheltuie. Adică cu deplasările, cu cazarea, cu masa și le ajungeau banii, într-adevăr, pentru 3 deplasări în faza grupelor, pentru un eventual 16-ime de finală sau optime. Deci asta a însemnat 5 deplasări, să scoteau din milionul ăla, nu le rămânea practic nimic. Deci n-adunau bani din televizări, de asta spun, nici nu pierdeau un club de standing-ul OM, nu va pierde nici acum. Pentru că meciurile fac audiență bună în Franța și vor fi transmise de televiziuni cu bani, așa, poate chiar de Canal Plus Sport, să zicem, și atunci vor primi poate și mai bine de 1.000.000. Deci asta se șterge cu buretele și atunci din ce agonisesc ei, chiar dacă iau trofeul, încă o dată spun, nu strâng mai mult de 10 milioane net. Aia e o sumă care nu reprezintă nimic la bugetul unui club care are 120-130 de milioane de euro buget. Deci este zero ca și competiție, dar ca și din punct de vedere financiar. Că din păcate fotbalul de astăzi, de când a fost inventată Liga Campionilor în această formulă, el mai mult financiar este decât sportiv. Pentru suporter, nu. Suporterul, sigur, regretă faptul că echipa nu pune osul în cupele europene sau este eliminată prin Polonia sau prin Croația. Dar pentru cluburi, pentru cei care conduc destinul cluburilor, latura sportivă este secundară în aceste evenimente și contează supraviețuirea financiară, mai ales acum cu acest fair play financiar, cu datoriile pe care le au. Cluburile astea, ca să înțeleagă toată lumea, care depășesc bugete de 100.000 de euro pe an sau per sezon, 100 de milioane vreau să spun, pardon, deci dacă ai peste 100 de milioane de euro bugetul într-un an, cum e de exemplu în Franța pentru Marseille și Lyon,
aia sunt echipe medii, dar au bugetul peste 100 de milioane. E, pentru acest tip de echipă, dacă 2 ani la rând nu te duci în Champions League, cum este cazul OM, pierderile sunt undeva în jur de 30 de milioane de euro. Ei, dacă n-ai aceste 30 de milioane de euro, ești gata. Sunt două variante. Ori trebuie să vinzi de suma asta și practic să-ți decimezi lotul, pentru că tu n-ai decât de vândut, nu mai poți să și cumperi după aia, trebuie să pui banii la loc. Ori ai un acționar puternic, care este cazul acestor cluburi, da? Vine Margarita lui Dreyfus, acum miercuri OM la DNSJ, are de dat examenul oral și scris la jandarmul financiar, au o pierdere undeva la 33 de milioane de euro. Trebuie să vină Madame Dreyfus cu cecul, ceea ce sigur că se va întâmpla. Asta este până la urmă obligația ei de acționar. Vine de 33 de milioane, ăia vor spune, e ok, vă cunoaștem, doamnă, vă știm de atâția ani. În 2009 a murit Robert lui Dreyfus, de atunci a preluat ea. În fiecare an, dacă a fost nevoie, a venit cu cecul. Sigur, examenul va fi trecut cu lejeritate dacă ea prezintă acest cec. Dacă nu, dracu te ia. Deci tu ești obligat ca până îți începe nou sezon să îți refaci deficitul. Dacă nu, riști să fii retrogradat în Liga a doua. La fel se întâmplă și la Lyon, unde sigur Olas nu are această putere financiară, dar mai are niște parteneri, speră că acum cu nou stadion să strângă niște bănuți. El s-a calificat în Liga Campionilor, deci va avea acești 30-40 de milioane veniți oricum, indiferent de rezultate, și cu ăștia va încerca să pompeze, pentru că să ții un astfel de buget este imposibil dacă n-ai și rezultate. De asta spun că pentru un club și mai mare, deci cum e Bayern München, de exemplu, are un buget de 3 ori, hai, de 2 ori și jumătate decât echipe de tipul ăsta, a nu te duce 2 ani la rând în Liga Campionilor, deficitul ajunge undeva la peste 60-70 de milioane de euro. Deci n-ar mai putea să fie acoperit. Și atunci echipa are două posibilități. Ori se destramă, ori vinde de asemenea sumă încât nu mai este o echipă puternică. Foarte greu să găsești astăzi acolo unde, sigur, finanțele sunt drămuite. Adică noi nu vorbim acum de țări unde utopia ia locul rațiunii, cazul Spaniei, cazul Italiei, care vor ajunge mai repede sau mai târziu la faliment, probabil mai repede decât mai târziu. Se și vede, de fapt, în Italia, așa ceva în Franța nu s-a întâmplat niciodată. Ca o echipă de tipul Parma să vegeteze cu puncte de penalizare, cu există așa ceva la ei. Pentru că se iau măsurile din timp. Bun, în afară de Premier League, da? Toate celelalte campionate sunt supuse acestui faliment pe termen foarte scurt. Deci dacă n-ai rezultate în 2-3 ani, te-ai curățat. Pentru că, în mod normal, e greu să ai un acționar dintre ăsta atât de puternic încât să-ți injecteze ție 70-80 de milioane de euro. În Anglia nu, pentru că acolo din drepturile TV umpli acest gol, atâta timp cât asta este valoarea. Germania n-are drepturi TV mai scumpe decât în Franța, din potrivă sunt mai mici. Deci ei n-ar putea să acopere o astfel de... Noroc că sunt bogate aceste cluburi, dar vedeți și la ei, al de Hamburg, al de Stuttgart, al de Werder Bremen, chiar dacă acum pe final a fost un pic mai bună, Werder Bremen nu va participa în cupele europene. Da, astea sunt echipe cu bani, cu tradiție, într-adevăr cu un acționarat solid, nu pot să facă față dacă o serie de ani nu se califică în cupele europene, sunt gata, sunt la sapă de lemn. Pentru că nu poți să ții un buget, Wolfsburg are un buget undeva la spre 200 de milioane de euro. Nu se poate ține, norocul lor că s-au calificat acum în Liga Campionilor, dacă nu ce făceau? Deci aceste 30-40, Wolfsburg timp despre un 50 de milioane de euro să le scoată din ligă. Păi dacă nu le avea, de unde punea 50 de milioane de euro? Când ai un buget ca la noi de 10 milioane de euro, nu e o problemă. Mai ales că în România nu te controlează nimeni. Ăștia închid toți ochii și atunci ce poți să pățești este să nu te duci în cupele europene. România este singura țară din Europa unde locul 8 merge în cupele europene, iar locul 3 nu. Da? Asta pentru că noi nu avem nicio logică. Suntem doar niște tolerați în Europa. Nu s-a făcut niciodată curățenie pe plan intern. Nu există niște reguli de conduită. Și atunci cum dă Dumnezeu? Faci apel peste apel. E cam politică. Deși ești vinovat, tu mergi până în pânzele albe. Că doar s-o sensibiliza cineva. Sunt unii care plâng și pe umărul lui CFR.
Deși o astfel de situație nu se putea tolera nicăieri, cum adică 24 de puncte de penalizare, unde ați mai văzut așa ceva? Asta se întâmplă numai la noi, bineînțeles. Și penalizați, după aia s-au dus și au recuperat punctele cerșindu-le, practic, dar în cupele europene nu merg. Ăștia cu insolvențele, unde ați mai văzut, bă, așa ceva? Insolvențe, adică ce-s românii mai deștepți, de ce nu intră în insolvență și spaniolii sau italienii? Că și ei sunt tot la sapă de lemn. De la locul 10 în jos, în campionatele astea, bate vântul. Sunt echipe care nu-și permit practic nimic. Și care, dacă n-ar fi întreținute artificial, multe dintre ele cu bani negri, evident, în subsolul clasamentului din Italia sunt bani negri. Altfel lucrurile n-ar avea cum să meargă. Și ei au totuși bugete, cluburile alea, undeva la 50-60 de milioane de euro, unele dintre ele. Ai, nu poți să ții cu 60 de milioane de euro, tu nu te duci niciodată în cupele europene. Da, ești Atalanta sau Chievo sau Empoli, astea au mai puțin de 60 de milioane. Dar nu-ți ajung. De unde scoți tu bani? Pentru că tu nu te duci niciodată nicăieri. Deci doar din încasări, de la meciuri, televizorile sunt modeste. Modeste nu-ți aduc foarte mulți bani. Deci iarăși nu te poți lăuda cu așa ceva. Bun, rămăsesem deci la Cupa Germaniei. Am avut și finala Cupei Spaniei. Barcelona-Bilbao 3-1 în acest weekend. Messi 2 și Neymar. Bilbao a marcat pe final. Barcelona campioană, câștigătoare a cupei, se pregătește sâmbăta viitoare să câștige și Liga Campionilor cu Juventus. Ar trebui să fie o formalitate, oricum Juve și-a adjudecat campionatul și cupa. Italia este singura țară importantă din Europa unde n-a avut loc finală de cupă în acest weekend. În Franța, PSG a bătut Auxerre cu 1-0. Un gol al lui Edinson Cavani, omul lor de gol pe final de sezon, 18 goluri în campionat. El a reușit cu o lovitură de cap în minutul 65 să câștige un Paris Saint-Germain slab, practic fără motivare, în fața unei echipe de Liga 2, care a fost la nivelul lui PSG tot meciul. Auxerre însă se întoarce la treburile ei curente, un buget undeva la în jur de 10 milioane de euro, poate nici atât pentru sezonul viitor, locul 9 în Ligue 2, Liga 2 franceză, care va fi mai dură ca oricând, cu doar două promovate în sezonul viitor. Cu lac peste pupăză nu le-a ieșit deloc greilor din Liga 2. PSG, spuneam, face pokerul, trofeul campionilor, cum se spune la ei, Supercupa, adică campionatul, Cupa Franței și Cupa Ligii. Deja pe 1 august, adică de astăzi în două luni, este viitoarea ediție a Supercupei în Franța la Montreal. PSG va juca contra lui Lyon, își pun iarăși în joc acest trofeu, după care va începe pe 8 august viitoarea ediție de campionat în Franța. În acest an, pe 18 iunie, deci peste 3 săptămâni, practic, vom avea parte de calendarul viitorului sezon mai târziu decât de obicei. Asta în funcție de când are loc adunarea generală a Ligii Profesioniste, este programată abia pe 18 iunie, dintr-un motiv destul de simplu, sunt meciurile naționalei. Până atunci sunt ocupați cu altele, chiar dacă ele sunt organizate de federație. Naționala Franței joacă două partide, un amical cu Belgia duminica viitoare pe 7 iunie și apoi un amical la El Basan cu Albania sâmbătă 13 iunie, când jucăm și noi cu Irlanda de Nord la Belfast. Ăsta e motivul pentru care se mai trenează un pic cu alcătuirea programului, dar oricum pregătirile încep undeva, OM va începe cel mai repede ca și anul trecut, pe 22 iunie, într-o zi de luni. Deci practic de astăzi într-o lună, asta înseamnă 22 iunie, sau în 3 săptămâni, mai exact, 3 săptămâni, să reiau pregătirile pentru viitorul sezon. Deci o să mă și uit. De fapt, să văd exact pe calendar. Da, așa ar trebui să fie, da. 8, 15, 22, peste 3 săptămâni fix să reiau aceste pregătiri. Bun, deci am avut Anglia, am avut Germania, am avut Spania, am avut Franța. Sigur, a fost finală și la noi ieri, spuneam, Steaua, Universitatea Cluj 3-0. Doar Cupa Italiei, câștigată de Juventus în fața lui Lazio, nu s-a desfășurat în acest weekend. Bun, vorbim despre fotbal, dar și despre tenisul de la Roland Garros în plină desfășurare după o pauză.
La fotbal, dragi prieteni, Carlo Ancelotti și Jürgen Klopp în principiu nu vor antrena pe nimeni, cel puțin la începutul sezonului viitor. Doi antrenori așadar cu mare priză vor sta pe tușă, sigur că va fi de urmărit traiectoria lor, poate 6 luni, cazul Neamțului, care se desparte de Borussia Dortmund după 7 sezoane, a câștigat 2 titluri în Bundesliga la rând, a fost finalist al UEFA Champions League, unde a pierdut în fața lui Bayern, pleacă de la Borussia Dortmund după un sezon ratat, dar totuși o prezență în Europa League, dacă ea se va și concretiza. Borussia Dortmund va juca 1 sau 2 tururi preliminare. O să vedem cum stau lucrurile mai târziu. Carlo Ancelotti dat afară de la Real Madrid, unde a luat a 10-a Liga Campionilor sezonul trecut, dar n-a câștigat nimic în acest an. Și el deocamdată se odihnește. Cei doi par să adopte metoda Guardiola, care a stat un an la New York după ce a plecat de la Barcelona, înainte să se înhame la Bayern, unde a câștigat 2 campionate la rând, dar n-a avut succes pe scena internațională. Cei doi antrenori așadar par să fie numele mari care vor lipsi de la startul viitoarei ediții. Rest, puține schimbări. În Anglia rămâne Wenger, în principiu nu se discută la Arsenal de schimbarea lui, într-un sezon în care clubul a câștigat totuși un trofeu. Rămâne Van Gaal, care se bate pentru titlu declarat ediția viitoare. Rămâne Jose Mourinho la Chelsea încă cel puțin un an. Deocamdată Manuel Pellegrini este antrenorul lui Manchester City, nu s-a schimbat nimic. La Liverpool ar putea să intervină o modificare, în rest Pochettino am înțeles că rămâne la Southampton. Mai este și Tottenham, să vedem dacă lucrurile se vor schimba acolo. Liverpool și Tottenham deocamdată n-au anunțat care va fi noul antrenor. În Franța, mă uitam pe listă, o singură echipă își va schimba antrenorul în această vară, ceea ce cred că ar putea să fie un record. Este vorba de Lille, care deja l-a înlocuit pe René Girard după 2 ani de antrenorat în nordul Franței. Lille a încheiat pe poziția 8-a, un sezon ratat, fără cupe europene. René Girard a alungat practic de suporteri care au văzut un joc extrem de plictisitor al echipei lor. A fost înlocuit cu un antrenor francez de tipul Globetrotter, așa un fel de Trussier, în fel de Philippe Trussier al epocii noastre. Se numește Hervé Renard, cel care a câștigat Cupa Africii cu Zambia și cu Côte d'Ivoire, dar care nu are nicio performanță la nivel de club. Fiind antrenor francez, el a spus să încerce, după ce sezonul trecut o preluase pe Sochaux pentru o jumătate de an, dar n-a mai putut să salveze de la retrogradare. Sochaux a picat, n-a reușit nici în acest sezon să se reîntoarcă în ligă, va petrece un al doilea an la rând în divizia a doua. Hervé Renard este singurul antrenor care se schimbă în Franța la capătul acestui sezon. Laurent Blanc va rămâne, pentru că Paris Saint-Germain nu poate da afară după 4 trofee. Niciodată în istoria clubului nu s-a întâmplat așa ceva, chiar dacă după părerea mea este minimum ce au făcut cei de la PSG, nu niciun motiv de mândrie la lotul pe care l-au. Cea mai bogată echipă de fotbal din lume a câștigat 4 trofee interne, este minimum absolut, adică nici n-ar trebui să se discute, asta ar fi lucru clasic, firesc, adică la această diferență peste 400 de milioane spre 450 de milioane de buget, deci de 4 ori mai mult decât Lyon, care are al doilea buget în Liga. De fapt, în Franța, să știți că s-a respectat perfect, mă uitam mai devreme, absolut perfect aria financiară. Primele 4 bugete au terminat exact în această ordine. PSG cel mai mare, undeva la 440 de milioane, Lyon al doilea buget, undeva la 130 de milioane, Monaco 125-120 de milioane, Marseille 110 milioane, astea au fost bugetele pentru sezonul trecut, astea au terminat pe primele 4 locuri. Deci rămâne Laurent Blanc, rămâne Hubert Fournier, care a reușit un prim sezon remarcabil în campionat cu locul 2 și calificarea directă în Champions League. Leonardo Jardim și-a prelungit contractul pe termen lung. Încă 4 ani de contract la AS Monaco, care mizează pe el, un antrenor ieftin adus din Portugalia pe bani puțin și care, iată, a avut un sezon reușit din punct de vedere al rezultatelor. OM pe poziția 4, sigur, rămâne Marcelo Bielsa. Chiar dacă nu s-au semnat încă documentele, lucrurile sunt evidente
În proporție 99% el va fi antrenorul lui M și în sezonul viitor, care a reușit să-l convingă până la urmă cu atmosfera unică de pe velodrom, cu pasiunea suporterilor și până la urmă, sigur, cu infrastructura centrului de antrenament. Saint-Étienne l-a confirmat pe Christophe Galtier, care a ezitat o vreme, dar până la urmă rămâne la Saint-Étienne, chiar dacă locul 5 nu este vreo mare performanță pentru echipa sa, care s-a făcut de râs și anul trecut în Europa League. Este o echipă la limita supraviețuirii, însă Saint-Étienne n-are un mare lot. Se va bate tot așa pentru Europa League, că nu îndrăznește mai mult, n-are ambiții să lupte la altceva. Galtier rămâne pentru că nici nu erau posibilități. Liga 1 este închisă pentru sezonul viitor, n-aveai unde să te duci. La Bordeaux rămâne Willy Sagnol, care a calificat până la urmă echipa pentru tururile preliminare, cel puțin două pentru Girondins de Bordeaux, locul 6 duce în Europa. Anul trecut Bordeaux nu jucase în cupele europene, la primul său sezon la Bordeaux Sagnol n-a fost atât de slab. Rămâne, mai ales că de la anul echipa se mută pentru un stadion fantastic, nou stadion pe care a și jucat de altfel ultimul meci acasă din acest campionat cu Montpellier. Este gata, va fi apt pentru competiție din august. Deci rețetă suplimentară din bilete, rămâne până la urmă Sagnol. Vom vedea proiectul din sezonul viitor, dacă va apuca și la anul o cupă europeană. Dacă nu, sigur lucrurile se vor schimba. La Montpellier rămâne Roland Courbis, care până la urmă preluase echipa în sezonul trecut, aproape de retrogradare, a salvat totuși de la retrogradare, a dus-o pe 7 acum. Nu-și dorea mai mult. Roland Courbis nu vroia să joace joia în Europa League, îl deranja. Deci va rămâne la Montpellier, mai are un an de contract. Lille, spuneam, l-a îndepărtat pe René Girard, alungat de mulțime, înlocuit cu Hervé Renard, un antrenor fără mare tactică, dar care știe să vorbească cu oamenii. Este un tip cu șarm, cu carismă. Va fi interesant de urmărit ce va face la Lille. Philippe Montagnier rămâne antrenorul Rennes, în ciuda faptului că a ieșuat lamentabil și în acest sezon, după ce a făcut minuni la Real Sociedad, a avut 2 ani foarte slab la Rennes. Totuși conducerea îl confirmă, pentru că este un antrenor clar cu potențial. N-a reușit însă în 2 ani să facă amalgamul cu jucătorii. La Guingamp tocmai a fost confirmat Jocelyn Gourvennec, care este un antrenor de perspectivă, considerat un mare talent. În ciuda 19 bătăi cât a luat în acest sezon Guingamp, a pierdut jumătate din meciurile pe care le-a jucat. Echipa a terminat pe locul 10, este considerat un loc foarte bun și a fost semifinalist în Cupa Franței. La Nice a fost confirmat Claude Puel, care a terminat campionatul totuși cu 2 victorii. Huiduit, amenințat de fani, 2 dintre fiii săi joacă în echipă. Asta este unul dintre motivele, o echipă slabă, dar atenție, în avantajul lui Claude Puel, Nice este cea mai tânără echipă la nivel european din primele 5 mari campionate. Această echipă a reușit să termine pe locul 11 și să se salveze de la retrogradare. La Bastia rămâne Ghislain Printon, care a salvat echipa, a preluat în zona retrogradării de la Claude Makelele în cursul sezonului care s-a încheiat. A terminat pe un onorant loc 12, a fost bătut de Marseille 3-0 în ultima etapă, dar avea 9 meciuri fără înfrângere înainte. Deci a terminat sezonul foarte bine. Caen a terminat pe 13, probabil că va rămâne Patrice Garand, fost un fantastic de mare atacant, cel mai mare atacant în istoria campionatului francez. Patrice Garand este atacantul, este antrenorul lui Caen. Probabil că va rămâne, întrucât echipa a scăpat de la retrogradare și a avut un fotbal ofensiv. Caen a marcat mai multe goluri decât Monaco, deși a terminat pe 13, iar Monaco pe 3. Caen a marcat cu 3 goluri în plus. A fost una dintre cele mai interesante echipe din campionat. Pe 14, Nantes, o poziție într-adevăr modestă. Michel Derzacarian încă se mai gândește. Este un antrenor fricos, un antrenor care joacă la mica ciupeală, dar n-avea lot. Faptul că a scăpat de la retrogradare era esențial pentru ei. Deocamdată nu s-a schimbat nimic, rămâne Derzacarian. La Reims, Olivier Guégan, care l-a înlocuit în timpul sezonului pe Cédric Vasseur, pe Jean-Luc Vasseur, preluând echipa practic din zona retrogradării. Toată lumea credea până în ultima clipă că Reims va pica. Rămâne Olivier Guégan încă un sezon. Reims are șanse, picând doar 2 echipe începând cu următoarea ediție, are șanse să rămână în Liga. Pe
pentru o lungă perioadă de aici înainte ce aceste aur pentru ei. La Lorient, probabil că Sylvain Ripoll, după un singur an, 20 de ani, Gourcuff, a fost antrenor, Christian Gourcuff, a plecat la Naționala Algeriei. Fostul său secund, Sylvain Ripoll, a preluat echipa, un tip care îl detesta pe Gourcuff, a schimbat sistemul de joc, nu i-a ieșit în acest sezon, Lorient a terminat abia pe 16, da, va rămâne, bineînțeles, pentru că la ei proiectele sunt pe termen lung, nu se pune problema schimbării lui, iar la Toulouse a terminat prima deasupra liniei, Dominique Arribagé, un tip care arată mai bine și decât Pipo Inzaghi și Pirlo la un loc, idolul femeilor chioare, acest Dominique Arribagé, fost mare fundaș al echipei în anii 80-90 și care l-a înlocuit pe Alain Casanova, antrenorul istoric al lui Toulouse, ăsta a stat 7 ani la club. În timpul sezonului, când echipa gâfâia, a fost o schimbare considerată de bun augur de către Olivier Sadran, președintele clubului, și a fost confirmat deja Arribagé pentru anul viitor. E greu de crezut că Toulouse va fi mai slabă decât a fost în acest campionat. Iar echipele care vin din Liga a doua n-au niciun motiv să schimbe antrenorul. Jean-Marc Furlan, de exemplu, la Troyes, este antrenor istoric al acestui club, alături de Alain Perrin pe vremuri. Și el are aproape 10 ani de când conduce pe Troyes. La Angers, care revine după 21 de ani în Liga, e antrenorul Moulin, un bun antrenor de Liga a doua, care a antrenat în special echipe de Liga 2. Bineînțeles că după astfel de performanță nu poți să schimbe antrenorul, cel care te aduce în prima ligă după 21 de ani. Deci prezența lui Moulin ăsta este evidentă la Angers. Iar Gazelec Ajaccio, care deocamdată nu s-a prezentat la DNSG, n-a fost încă audiat acolo, ar putea sigur să-și păstreze antrenorul, din câte știu eu, n-are niciun motiv să-l schimbe. Cu atât mai mult cu cât, să zicem, echipa va fi admisă. Va fi admisă în campionatul din prima ligă, mai ales că este un antrenor corsican. Îmi scapă numele lui, dar o să mă uit acum. Nici n-avea cum să antreneze un francez la Gazelec. Bineînțeles că este un corsican și atunci lucrurile sunt absolut firești la ei. Este pentru prima dată când această echipă ar juca în Liga 1. Antrenorul este Thierry Loré. Nu e corsican. Ăsta a jucat și la OM în anii 80. Era jucător la Marseille, mijlocaș central. Deci Thierry Loré este antrenor la Gazelec. Probabil că va rămâne el. Echipa n-are ce să-și reproșeze pentru sezonul viitor. Chiar dacă va pica, probabil că oricum este un sezon pozitiv. Că pică doar două, sigur, dar dacă scapă Gazelec Ajaccio, atunci cine să pice? Deci probabil că pentru ei nu este mare miză în acest an, că de punctări nu există. Stéphane Moulin, da, e antrenor la Angers. Bun, cam asta deocamdată. O să ne întoarcem după o pauză publicitară și o să vorbim despre Roland Garros, spunându-vă că la ora 17 ar trebui să înceapă meciul din optim dintre Andreea Mitu, ultima noastră reprezentantă, 17:30 după ultimele informații, și Van Uytvanck, pe care Gabriel Maricescu o considera chiar mai urâtă decât Sluta, deci monstruoasa circuitului, belgianca Van Uytvanck, adversara Andreei Mitu în optimile de finală la Roland Garros. Dacă va câștiga, Mitu va juca în sferturi cu învingătoarea dintre Petra Kvitova, Cehia, și Timea Bacinski din Elveția. Ne întoarcem. Ne-am întors în direct astăzi la Roland Garros, optim de finală. Spaniolul David Ferrer l-a învins nemilos în 3 seturi pe croatul Marin Cilic, 6-2, 6-2, 6-4. Andy Murray este pe cale să finalizeze partida cu francezul Jeremy Chardy, 6-4-3, 6-6-3, 4-2 pentru Andy Murray. Roger Federer, după un meci întrerupt ieri la 1-1 la seturi în fața francezului Gael Monfils, s-a impus astăzi 6-4-6-1 în următoarele două seturi și a câștigat partida 3-1. În jurul orei 17:10, peste 20 de minute așadar, Rafa Nadal va boxa cu americanul Sok. Nu s-au întâlnit niciodată cei doi, este o formalitate pentru spaniol, de 9 ori învingător la Roland Garros. Și în fine, ceva mai încolo, în jurul orei 18, Novak Djokovic
niciodată câștigător la Port d'Auteuil, dar numărul 1 mondial, îl întâlnește pe francezul Richard Gasquet, o formalitate, bineînțeles, pentru Djokovic. Murray, între timp, l-a brecuit pe Chardy, 5-2 în setul al patrulea, 2-1 la setul pentru britanii, care urmează să servească pentru meci. O formalitate, așadar, pentru acesta. Pe tablou feminin, Garbine Muguruza a trecut astăzi în optimie de italianca Flavia Pennetta, 6-3, 6-4. Lucy Safarova a învins-o pe Maria Sharapova, favorită numărul 2, 7-6, 7-3 în tieberg, 6-4. O înfrângere surprinzătoare. Maria Sharapova era câștigătoarea de anul trecut de la Roland Garros, a învins-o pe Simona Halep în finală. Cu acest rezultat lamentabil, eliminare în optimile de finală, Sharapova rămâne în spatele Simonei Halep în clasamentul mondial, Simona continuând să fie pe poziția a treia. Sau nu știu dacă rămâne în spatele ei, că parcă Sharapova era pe 2. Dar în orice caz, acest rezultat îi permite Simonei Halep să rămână pe locul 3, am citit în ierarhia mondială. Sigur, nu contează chiar așa de mult, dar asta îți asigură totuși un traseu un pic mai ușor la turneele majore, faptul că ești între primele 3 în lume. Serena Williams joacă la această oră cu compatriota sa Sloane Stephens. Serena nu este deloc în formă, de altfel a avut o partidă foarte complicată în manșa precedentă, în 16-im, cu Victoria Azarenka, pe care de-abia a bătut-o. A pierdut și astăzi 6-1 primul set, conduce cu 4-3 în cel de-al doilea și servește pentru 5-3, atâta doar că are minge de break Sloane Stephens în momentul de față. Un meci complicat pentru Serena, care riscă să nu câștige Roland Garrosul nici în acest an. E bine, în alt meci care se joacă la această oră, Sara Errani, anunțată viitoare câștigătoare, să știți, a turneului, Sara Errani, a bătut-o 6-2 în primul set pe Julia Görges din Germania, foarte bună și ea în acest an, a fost măturată de Sara Errani, considerată cea mai în formă jucătoare a circuitului în acest moment. Errani conduce cu 3-2, cu break deja, în setul al doilea. Spuneam de la 17:30, meciul vieții pentru Andreea Mitu, care a reușit să treacă de 3 tururi până acum, o performanță remarcabilă, evident, cea mai bună performanță din cariera ei. Joacă însă cu un adversar la îndemână, belgianca Van Uytvanck, urmând dacă o va învinge și pe aceasta, puțin probabil la gradul de emoție la care a ajuns. A trecut de Francesca Schiavone sâmbătă, după un meci teribil, Andreea Mitu. A avusese o partidă tot așa și cu Katarina Pliskova, extrem de complicată, a reușit să gestioneze emoțiile cu greu în ambele meciuri. Este o performanță enormă financiară pentru ea, ajungerea în optim la Roland Garros. Van Uytvanck este un adversar la îndemâna ei, însă cred că este cam mult pentru Andreea Mitu. Belgianca este mai țapănă, mai, mult mai urâtă și probabil asta o va face pe teren mai demnă să-și trunească emoțiile mai ușor. De la ora 19, Petra Kvitova, mare favorită, cu excelenta elvețiancă Timea Bacinski, două jucătoare din Elveția colosale, Timea Bacinski și Belinda Bencic, care pot să bată pe oricine, oricând în circuit. Din punctul ăsta de vedere este foarte bine Elveția. Bacinski are o șansă cu Petra Kvitova. În orice caz, din acest meci s-ar alege viitoarea adversară a Andreei Mitu pentru sferturi. Tablou care ar putea să arate în felul următor, deci deocamdată avem Serena Williams cu Sloane Stephens de 4-4 în setul 2, după ce Sloane Stephens a câștigat 6-1 primul set. Învingătoarea acestui meci va juca în sferturi cu Errani, care o bate astăzi pe Görges. Am putea așadar să avem un Errani Williams favorabil italiencei pe hârtie, mai bună clar mai bună decât Serena în acest moment. Errani a trecut sâmbătă de Andreea Petkovic fără probleme în două seturi, cum probabil o va bate astăzi și pe cealaltă nemțoaică în formă, Julian Görges. Deci spre un sfert între Errani și Stephens sau Serena. Avem apoi Kvitova sau Bacinski cu Mitu sau Van Uytvanck, sferturile de finală, unde s-a calificat de ieri Ana Ivanovici, care a depășit-o în 3 seturi pe Elena Makarova. Ivanovici va juca cu Elina Svitolina din Ucraina,
cap de serie 19, o fată de 21 de ani care a eliminat-o pe Alize Cornet după un meci dramatic, mai ales setul al doilea, duminică. Deci Svitolina cu Ivanovic în sferturi, performanță uriașă ar fi pentru ucraineană să se califice în semifinale. Și în fine Garbine Muguruza, foarte bună și în acest an la Roland Garros, și-a recăpătat aplombul, va juca cu Lucy Safarova, o adevărată sperietoare cehoaica, după ce a trecut de Lizitsky și de Sharapova în ultimele două tururi. Pare Safarova să fie practic a doua după Sara Errani ca nivel de joc în momentul de față. Errani are 4-2 cu Gyorgas, nu cred că se mai poate întâmpla nimic în setul al doilea. Este 4-4, spuneam, între Sloane Stephens și Sirina în setul al doilea. Americanca de culoare Sloane Stephens și compatriota sa Sirina Williams. Să vedem ce se va întâmpla în această partidă. Pe tablou masculin să aruncăm o privire cum ar putea să se desfășoare sferturile de finală. Deci avem astăzi Djokovic cu Gasquet, care ar trebui să fie o formalitate pentru sârb, numărul 1 mondial cu favoritul 20. Învingătorul acestui meci îl va întâlni pe Rafa Nadal în sferturi. Îl face praf, bineînțeles, Djokovic pe Nadal. Nadal care are astăzi ca partener de joc un american venit recent în circuit, John Sock. Acesta a trecut de Corici în 16-imi, în 3 seturi, și de Carreño Busta în 32-imile de finală cu 3-1, deci n-a eliminat mari jucători. Îl bate Nadal, deci vom avea un Djokovic-Nadal în mod normal în sferturi, apoi un Andy Murray care a încheiat meciul cu Chardy acum câteva momente, 3-1. Andy Murray va juca cu David Ferrer în sferturi, îl bate sigur pe Ferrer. Să va agăța spaniolul, dar nu va reuși. Diferență mare de valoare între ei. Excelentul japonez Kei Nishikori a dat de pământ cu Gabashvili în optimie, 3-0. Va juca cu Tsongalău. Favorit sigur este Nishikori, dar nu se știe. Tsonga a revenit bine, 3-1 l-a bătut pe Berdych, chiar mai clar decât o arată scorul, întrucât Tsonga a pierdut un set la tiebreak unde a avut 3-0, așa, după care a avut 5-4 și servea și n-a reușit să-și facă cele două mingi ca să câștige partida. A pierdut tiebreak-ul, dar a revenit în ultimul set, adică în setul al patrulea, și l-a bătut măr pe Berdych, deși Tsonga era favorit 14, iar cehul favorit 4. Deci Kei Nishikori cu Tsongalău în sferturile de finală. Nishikori favorit pe hârtie pentru că este cap de serie 5, dar Tsonga la el acasă poate să bată un jucător de nivelul ăsta, adică dacă nu se poate atinge de un greu, la greu e doar Novak Djokovic în momentul de față, Federer și Nadal pot fi bătuți. Așa, Federer va juca cu Wawrinka, deci complicat. Wawrinka a bătut 3-0 pe Gilles Simon. Federer l-a încheiat astăzi pe Monfils 3-1. Frumoase sferturi de finală în orice caz. Djokovic, Nadal, da? Tsonga, Nishikori, Murray, Ferrer și respectiv Federer, Wawrinka, duelul elvețienilor. Dacă vor arăta așa, sunt interesante sferturile de finală. Între timp, Sara Errani a mai brecuit-o odată pe Iulia Gyorgas, 5-2 în setul al doilea pentru italiancă, după 6-2 în primul. Sloane Stephens și-a câștigat game-ul, greu de tot, dar l-a câștigat, are 5-4 în setul al doilea cu Sirina Williams, după ce a bătut-o cu 6-1 pe americancă în primul set. Ne cam îndreptăm încet, încet spre finalul erei Sirina Williams. Cred că vom fi contemporani cu prăbușirea ei, cu scufundarea ei. Este 11-5 pentru Sloane Stephens la game-uri în fața Sirinei, care a bălmăjit tenisul până aici. Iată, Maria Sharapova nu mai poate nici ea. Sezon slab, a fost eliminată în optimi de Lucy Safarova, nu mai poate nici ea. Cine știe ce surprize vor apărea în tenisul feminin. Noi stăm bine cu Begu și cu Mitu. Simona Halep este și anușor recul de ceva vreme și pare să nu fie capabilă să-și adjudece niciodată un turneu de mare șlem. Este încă departe de acest obiectiv. A fost aproape sezonul trecut. Sezonul ăsta este într-o formă slabă. Cine știe către ce se va îndrepta tenisul ăsta feminin? Sigur, sunt niște bani pe care conjunctural sportivele îi iau,
fără să aibă mare valoare, să fie mulțumite cu pleașca asta, pentru că e posibil ca de la un an la altul ierarhia să se schimbe la fete. Atât pentru astăzi, ne reauzim și mâine. Avem ce să comentăm în actualitatea sportivă. În această săptămână, spuneam, la capătul ei sunt meciuri internaționale, meciurile selecționatelor care se pregătesc pentru Euro 2016, dar și partide, sigur, prin alte sfere geografice ale lumii. N-am vorbit astăzi, de exemplu, despre realegerea, mă rog, era clar, a lui Sepp Blatter pentru al cincilea mandat în fruntea FIFA, în fața iordanianului Prinț Ali, care s-a retras în al doilea, înaintea celui de-al doilea tur de scrutin. Era o formalitate, sigur, despre corupția din fotbal, însă avem timp să vorbim. Blatter ar putea însă să fie silit să-și dea demisia într-un termen destul de scurt, spun autoritățile elvețiene și americane, pentru că s-ar putea să fie audiat și în urma audierilor, cine știe, să fie silit să demisioneze, s-ar putea să se spargă buboiul mai repede, chiar dacă el a câștigat acest mandat. Este puțin probabil în momentul de față că îl va duce la final. Pe mâine!